Salut, sunt Vlad Danila și practic sporturi de acțiune de peste 12-13 ani. Numele meu este Marius Constantin, am 32 de ani și sunt din orașul Slatina, județul Olt. Principal este BMX-ul și mai nou și cu mașine, de vreo 4-5 ani m-am băgat maxim, le construiesc, le fac, sunt viața mea. Cel mai mult m-am dat street și m-am adaptat la tot ce înseamnă trepte, țevi pe stradă și cumva asta e și disciplina care îmi place mai mult. Pe stradă mi se pare că se dezvoltă cumva imaginația și adaptabilitatea cumva. Că trebuie să fii mereu pe fază, aceleași tricuri le dai în alte locuri și sunt complet altceva. Mi se pare un pic mai dificil. În parc mi se pare așa, e ok de antrenament și e mult mai safe să înveți tricuri în parc. Consider că comunitatea este foarte importantă și din ce am văzut la noi, comunitatea este extraordinară. Într-o comunitate de skater sau fie ea de bike, de role, de orice, majoritatea se susțin între ei și este mult mai ușor să te apuci de un sport și să-l menții atunci când ești într-o comunitate și știi că se mai dă cineva lângă tine, încearcă poate aceeași chestie pe care vrei să o încerci și tu. Aici, în Slatina, avem o comunitate destul de frumușică, tineri care s-au apucat recent de skateboard și care au început să participe internațional la aceste concursuri și sunt tare, tare mândru de ceea ce se întâmplă. Sunt mulțumit de faptul că autoritățile locale au început să ajute riderii să ajungă la aceste campionate internaționale cu sprijin financiar. Și având în vedere faptul că skateboardingul va fi un sport olimpic din 2020, mă face să cred că o să fie din ce în ce mai bine, vor apărea din ce în ce mai multe skateparkuri. Condiții există, nu pot să mă plâng, există de ceva ani, dar când m-am apucat eu nu prea erau, adică era un parc sau două în București și în restul țării, eu crescând în Constanța, nu prea am văzut rampe. Multă lume cumva se plânge de multe minusuri pe care le avem în România. Ei nu văd de fapt că asta este o mare oportunitate. Am fost de două ori campion european la amatori în freestyle skateboarding și după mine au venit elevii mei care au câștigat de asemenea și ei. Faptul că nu am avut unde să mă antrenez și m-am mulțumit cu ceea ce am avut, pe mine m-a întărit. Mulți dintre colegii mei rideri se plângeau întotdeauna că nu se fac rampe, că nu se fac skateparkuri, că nu sunt proiecte, că nu sunt plătiți să se dea, că n-au sponsorizări ca lumea. Eu am ignorat toate chestiile astea și am văzut-o de fapt ca pe o oportunitate să pot să leg eu toate lucrurile astea. Deci da, mi se pare că în România nu sunt toate lucrurile puse bine la punct, dar asta înseamnă o oportunitate pentru noi să facem mai mult. Și spre deosebire de alte țări, mi se pare că aici avem totuși libertate. Chiar avem libertate. We'll be right back.
nu te-ai lăsat de skateboarding pentru că ai devenit bătrân, ci ai devenit bătrân pentru că te-ai lăsat de skateboarding. Peace out!